Mulțumesc. Felicitări. Din suflet, da. Cui e dedicată? Dedicată iubirii în general. Acelor care își caută iubirea și n-au găsit-o. Iubirea, deci iubirea aceea față de un partener nu sau? Neapărat, nu neapărat iubirea romantică. Cred că iubirea în general, iubirea de sine, iubirea de o... Ceea ce, nu știu, ce simți că îți lipsește, de fapt. Simți că îți lipsește, deci și poate ai tot și îți lipsește ceva. Poate iubirea, nu știu, iubirea despre... Păi, în drumul ăsta, hai să luăm un loc pe canapea. Spre canapea, poate ne spui tu ce-ți lipsește ție, apropo de... De da, lipsuri și de iubire. Am lucrat împreună cu Jorge, iar sunetul ăsta foarte, foarte frumos și bun, ni l-a creat bunicul Magic. Așa că meritele nu sunt în total. Doar ale tale. Da, corect. Felicitări tuturor, piesa sună foarte și bine. Și un videoclip foarte frumos pe care l-am urcat pe Anes Oficial, canalul meu de YouTube, pentru prima dată și acolo am văzut că am deja mai mulți abonați. Felicitări. Și le mulțumesc pe această cale... Felicitări pentru noua piesă. Mulțumesc. Și revenind la întrebarea pe care te-am adresat-o. Nu știu, câteodată simți că îți lipsesc multe lucruri și cauți iubirea, poate în chipurile, exact cum spun versurile, în chipurile altor oameni. Vrem să găsim iubirea în alții, când de fapt este în oglindă. Da, ai simțit vreodată că ai pierdut iubirea? Da, am simțit golul ăsta de care, pe care îl și despre care vorbesc, când s-a întâmplat cu tatăl meu acum 3 ani. Da, de ce da tatăl? Da, da. Atunci cei care știu ce înseamnă să pierzi un om drag. Eu știu. Da. Din păcate. Știu ce înseamnă să, nu știu, te-ai simțit dejumătățită, ceva se întâmplă. Știți, aveai o relație specială cu tatăl tău? Da, și cu mama am la fel, cu părinții în general. Și eu m-am simțit și puțin aiurea, pentru că am pierdut mult timp plecând prin concerte, turnee. Am pierdut mult timp departe de... Te-ai simțit vinovată? Da, când ai și m-am simțit vinovată. Deci după ce s-a întâmplat cu tata, deci m-au luat tot felul de sentimente, remușcări, știi? Că puteai să faci mai mult și n-ai făcut. Da, puteam că să... E atât de greu mai... sentimentul acela? Da, da. Că nu mai poți să dai timpul înapoi? Ești neputincios. Uh-huh. S-a întâmplat totul foarte repede, te simți neputincios, nu știi cum să rezolvi și după ce se întâmplă, te iau tot felul de sentimente din urmă, tot felul de regrete, tot felul că ai puteai să faci așa și n-ai făcut. Apropo de asta, că s-a întâmplat așa, pe, fără să vă dați seama, adică n-a fost bolnav, nu era ceva la care vă așteptați. Deci în 12 zile, da, nici n-am apucat să ne dezmeticim bine și a fost așa. Și atunci cred că e șocul și mai tare. Mm-hmm. Exact. Da. Dar, că un om practic care știi că e bolnav și zace de foarte mult timp și ai căzut la pat, da, cumva încep să te accepți. Dar când e brusc, într-un fel e bine că e brusc și nu suferă persoana în sine mulți ani, știi, după așa. Nici nu știi cum să zici, dar oricum durerea este aceeași. Într-un interviu spuneai tu că tatăl meu a murit mai mult de inimă rea. Da, bine, el a avut și o perioadă foarte încărcată cu sora lui, a avut o singură soră, i-a murit cu 3 luni în urmă și înainte să se întâmple cu el și au murit și supărați, mă rog, s-au certat pe chestiile astea. Materiale? Da, moșteniri și așa, nu știu, deci așa o chestie din asta. Și atunci realizez că lucrurile astea nu mai au nicio importanță și e aiurea, știi? Și tu simți și crezi că pe tatăl tău l-a durat atât de mult și apropo de remușcări și că a avut remușcări, că n-a putut să se împace cu sora lui. Da, și exact. Că a murit fără să-i spună iartă-mă. Da, e posibil să-i fie accelerat ceva, știi? Adică nu întâmplător emoțional, nu ne influențează fizicul. Clar, când te simți absolut psihic, nervos, nu te doare stomacul. Da. Sunt chestii studiate. Așa e. Și atunci ceva tragic poate să-ți accelereze o chestie pe care tu poate, nu știu, poate o mai duceai așa, știi? L-ai visat pe tatăl tău de când a murit? L-am visat și îl visez în continuu, așa, din când în când. Și... E nasol când te trezești. Realizez că, da. Pe cum îl visezi? Da. Îl visezi că e viu, că e lângă tine? Îl visez bine, îl visez tânăr, îl visez fericit, comunicăm, nu știu, avem tot felul de vise. Comunicați? Da, în vis. Zi-mi ceva ce vă zice. Da, altfel, mi-ar fi plăcut să comunic și cu lumea de dincolo, dar nu știu dacă e posibil acest lucru, dar uite, prin vise, poate să fie și asta un soi de comunicare, știi? Să știi că da. Adică ori creierul nostru ne plasează și ne dă tot felul de... Visele sunt mesajele subconștientului. Așa, ca să ne facă să ne simțim bine, deși sunt momente că nu-mi propun să
visez sau știu. Absolut, nici nu cred că dacă ți-ai propune, nu cred că ți-ar ieși. Da, adică, da, cred că nu se propun la nivel să-l visez pe tata, că mi-e dor de el. Nu, pur și simplu se întâmplă când nu te aștepți. Zim, și în vise, un vis. Da, ce, în vise nu facem diverse lucruri. Ori mă visez eu copil, nu știu, așa, sunt multe amestecate, nu știu să zic acum exact, da. Dar mergem pe drum, nu știu, mergem la niște bâlciuri, la niște chestii cu multă lume, se întâmplă, acțiune. Dai sentiment de iubire atunci când îl visezi sau de teamă? Pentru că se nu spune de teamă, că... nu, pentru că nu conștientizez în vis că el nu mai e, știi? În vis este realitatea mea de dinainte să se întâmple lucrul ăsta. Dacă deci... am murit recent, ai simțit teamă, îi simțeai spiritul, ți era un pic teamă? Da, era, nu? Și mamei mele, da, în casă, mult timp în camerele unde a stat împreună cu tata, nu s-a mai dus. Sau seara aprindea toate luminile și n-a mai dormit în camera. Dar nu știu, se simțea așa, parcă... Și simțea o teamă. Ca o teamă, dar cred că e doar în creierul nostru. Știi că nu rămâne energia, absolut, câte am citit și eu. Creierul ne joacă dacă feste. Dacă te gândești foarte mult timp la lucrurile corect, astea, da. Și oricum atunci în momentele toată lumea vine cu păreri, cu opinii, pun o corect, cană, fă nu știu da. Ce, deschide fereastra. Da. Și atunci e o învălmășală și o aglomerare de gânduri da. Și de... Și cred că nici nu e ok ca energia da. Noastră, după ce nu mai suntem aici, să rămână prinsă cumva, știi, pe aici, știi, să deranjezi. Mă rog, se spune că 40 de zile... 40 de zile, rămâne, da, și da. Înalță sufletul. Da. Acum am citit, exact. Am citit, adică nu vrei să știi, am și citit, aveam tot felul de chestii, vreau să mi le explice cineva, dar nu mă lămurea nici ce auzea niște pe la preo, nu mai aștept. Deci am vrut prin cărți să citesc, am citit tot ce s-a putut atunci și despre toate religiile, filozofiile. Despre lumea de dincolo, lumea în general, de dincolo, nu? Da, eram, nu știam ce se întâmplă cu tata, știi, dacă înainte era doar un subiect așa. Te propun așa, să citești da. O carte, Enigma vieții și a morții se cheamă, e scrisă de un medic și s-ar putea să înțelegi multe lucruri de acolo, foarte e o carte interesant. Foarte bună. Eu am, mie mi-a picat în mână Dincolo de viață și de moarte, o carte pe care o începusem, o aveam în casă și o începusem cu mult timp în urmă, dar mi s-a părut așa, spooky, o... Da. După ce s-a întâmplat cu tata, deci nu vrei să știi în ce viteză am putut să o citesc și totul, deci toată informația, a fost momentul potrivit să o citesc, știi? Eu sunt convinsă că de oriunde ar fi tatăl tău te veghează și te iubește. Da, sunt și convinsă. Și bucură-te de mămica ta, de familia ta pe care o ai acum. Sigur. Felicitări că vorbești deschis, e foarte important da. Să da. Vorbească deschis. Păi sunt chestii care ni se întâmplă tuturor. Da. Tuturor. Eu și Maria uneori și atunci... e greu să descoasem da. Invitații, tocmai pentru că persoanele publice da. Sunt pentru oamenii de acasă uneori un exemplu și ei nu înțeleg cât de important este să vorbească persoanele publice despre anumite greutăți, pentru că și ele le aveau da. Peste momentele, da. Că până la urmă cu toții viața e făcută da, din bune și rele. Am plâns foarte mult și sportul m-a ajutat foarte mult. Mergeam la sală, nu știu, intram la orele alea de cycling. Da, pentru că te eliberai, te descărcai de energie negativă. Și mă puneam într-un colț acolo pe bicicletă și plângeam și deci m-a ajutat foarte mult, poate că cădeam foarte mult într-o depresie ceva sau mai nasol. Doamne ferește că nu e cazul. Dar sportul mă, te ajută pentru că, nu știu, simți că ți liberezi furia sau neputința și te obosești fizic și, știi? Adică să-ți mulțumim tare mult, drag.